Doamna Bogdan Didier. Domnul Gojob Mihai Sorin. Domnul Ghenadi Gheorghiță. Domnul Florea Vaselin. Domnul Hergelegiu Samuel. Domnul Urteanu Costel Dintre. Domnul Năcuță Constantin. Domnul Neagu Neculai Dan. Domnul Pușcașu Gheorghe. Domnul Rafael Ciprian. Având în vedere că majoritatea consilierilor sunt prezenți, putem începe ședința. Să punem la vot procesul verbal al ședinței din 30 aprilie 2020. Este cineva împotrivă să se abține? Cineva? Eu. Deci, domnul Neagu Neculai este împotriva. Adică nu votează procesul verbal al ședinței. Și domnul Năcuță care vin acum. Domnul Năcuță, votați procesul sau nu votați? Ba da, votați. Vădem, da? Deci... dăm cuvântul doamnei primar să pună la vot ordinea de zi pentru care a fost convocată ședința. Ordinea de zi ați citit-o toți, e trimisă și cu materiale și prin WhatsApp și în toate mijloacele în care ați dorit fiecare, doar că doresc să supun suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre. Ultima. Proiectul se numește Proiect de hotărâre privind aprobarea asta, că mi-a puneți cu ochelari la mâna asta, aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Dobești, județul Bacău, cu investiția modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice în stații Sa Silvestri, Comuna Dobești, județul Bacău. Noi am aprobat această investiție, dacă vă aduceți aminte, în luna martie, cu hotărârea numărul 19, doar că nu ne-au decontat banii pe motiv că am scris în hotărârea de Consiliul Local două probleme care nu sunt cerințele AFIR-ului. Noi trebuia să scriem că introducem în domeniul public și nu completăm domeniul public, cu toate că nu văd care e diferența, până la urmă îl completam și nu, dar asta este. Așa, tot ei ne-au dat modelul ăla atunci, acum au spus că nu este. Dacă vreți, avem și hotărârea, da, din 2020, din 3103, vă dau prin sală și asta, altă proiectul, îl aveți toți care îl azi. Dacă nu-l aveți, vă dau și pe asta. Deci punem la vot suplimentarea ordinii. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Totuși am de bombănit ceva. Bombăniți. Formularea care au făcut-o dânsii este incorrectă, pentru că ceva complementar înseamnă ceva adăugat la ceva ce există. Așa am gândit și eu, da. Pentru că la TISA există panouri fotovoltaice, formularea noastră de a completa această chestie. Vreau să vă uitați pe ele să vedeți că valoarea este aceeași, nu, nu e deci altă valoare, nu e nimic. Este făcută de un funcționar care știe că trebuie așa și nu gândește, dar părerea mea. Dar din funcționarul este schimbat, alt funcționar îți cere altceva. Noi știm de probabil, la proiectul și la asta. Nu, dar am vrut să votăm și să nu creadă cineva că suntem... Păi, da, da. Dar e vorba nu vreau să folosesc cuvinte urâte, dar nu suntem tântălări. E vorba tot de Pietrini, care am fost un proiect cu dreptul, sigur. Deveni doar la suplimentarea ordinei de zi. Cine se abține? Cine este împotrivă? Deci, toți consilierii votează pentru suplimentarea ordinei de zi. Da, așa se ia acum de la coadă. Se începe cu abținerea și... Am mai supus-o odată, dar... A fost supus-o la să fie mai clar. Dar nu am spus în sapsării, adică se completeze până la capăt. Toate trei etapele, da? Nu am crezut că poate vreo regulă cu noul cod administrativ și eu nu-l știu și trebuie să fiu și eu un ton. Vă poți prima dată dumneavoastră să vreau să bomboniți. Că așa vreau să bomboniți, am dat îmi vine mie răspunderea să supun la vot
proiectul de hotărâre al domnului Năcuță Constantin, prin care propune ca președinte de ședință pe domnul Munteanu Costel Liviu. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci domnul, dăm cuvântul domnului Munteanu Costel Liviu să conducă ședința. Vă mulțumesc. Putem începe? Plecăm de la punctul numărul 2. Da? Da. Punctul numărul 2. Aprobarea procedurii de convocare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Comunei Udovești în situații excepționale. Inițiatorul, doamna Joc, Adriana Primar. Aveți cuvântul, doamna Primar. Da. Pentru că după, ați observat și dumneavoastră că starea de alertă nu este încă, nu a încetat, sau este încetată scriptic, dar se presupune că o să intrăm în stare de urgență. Faptul că instituția prefectului a trimis o adresă prin care ne aduce la cunoștință că ședințele de Consiliu Local în, stare, în situații excepționale trebuie să se desfășoare după un regulament, am inițiat acest proiect de hotărâre. Dumneavoastră l-ați primit, da? Ați primit și procedura. Dacă vreți să-l citesc, dacă nu, discuți. Da. Cine vrea să ia cuvântul? Domnul Florea. Deci eu aș fi nevoia să fac o precizare teoretică și legală. În situațiile excepționale, conform Constituției României, intră starea de urgență, unde vioara numărul 1 este Ministerul de Interne, care coordonează toate activitățile de pe teritoriul încă național. Tot conform Constituției mai există și stare de asediu, unde conform legilor în vigoare, vioara numărul 1 este Ministerul Apărării Naționale. Starea de alertă în care suntem noi acum și care a fost și votată și aprobată și impusă de guvern, nu este trecută în Constituție. Ea este făcută la propunerea fostului premier Victor Ponta acum câțiva ani, care printr-o ordonanță de urgență a inventat așa zisa stare de alertă. Nimeni nu a contestat-o atunci, că sigur unor curte ar fi zis că nu este constituțional și n-am fost acum în stare de alertă. Nu comentez implicații și alte chestii, doar fac această precizare ca să se știe că suntem într-o stare excepțională care se include în proiectul nostru de hotărâre ca termen general, care există și funcționează, dar care nu e constituțional. Mulțumesc. Am în procedură, dacă ați citit-o, la articolul 1 zice: prezenta procedură se aplică în situații excepționale constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații asemănătoare care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor Consiliului Local. Practic, atunci o să o punem în aplicare. Da, și noi am și pus-o când a fost în perioada de vârf. Da. Și am făcut online toată ședința noastră. Sau două, dacă nu cumva am făcut. Una. Da, mulțumesc. Mai are cineva cuvântul? Supunem la vot punctul numărul 2? Este de acord? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Spun unanimitate. Trecem la punctul 3. Aprobarea planului anual și de respectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate venirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Udovești de Subacău. Inițiatorul, doamna Joc, primar. Da. La fel ați primit proiectul de hotărâre. Planul anual de perspectivă îl aprobăm în fiecare an, privind resursele umane, materiale și financiare pentru situații de urgență a Comunei Udovești. Dacă aveți... Să scrie cineva la cuvânt? La mine este...
Cel care n-a trimis pe WhatsApp în grupul de consilieri? Da, da. A, deci la ăla mă referiți. Da, la toate, că alea, la dumneavoastră toate, mi-am trimis pe WhatsApp, că știu cum folosiți WhatsApp. Da. Dar nu mai cred că folosești. Nu e chiar toată lumea. Care au vrut, le-am trimis, au fost întrebați pe care le-am trimis scris. Supunem la vot punctul numărul 3? Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 4. Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielilor comunei Udobești, în județul Bacău, pe trimestrul 2020. Inițiator, doamna primarul Jovanica. Da. Răspunde, da? Această rectificare de cheltuieli, mai bine zis decât de venituri, am inițiat-o în urma sentinței civile definitive și irevocabile, cât și a adresei executorului, pentru factura de becuri de la Urbio LED, cumpărată, achiziționată de domnul Burcă Costel, cred că vă aduceți aminte, am avut discuții despre această factură, ne-am judecat, au câștigat, pentru că au făcut dovada că au dat marfa. Noi nu am putut să facem dovada că am primit în cadrul unității asemenea materiale, pentru că cine își aduce aminte, domnul Burcă a făcut campanie cu el în mașină. Suntem obligați să o plătim, pentru că ne pune pe conturi executorul, nu ne mai lasă să ne folosim. Și deschidem proces împotriva domnului fost primar Burcă Costel, personal, nu știu ce o să-i luăm, dar asta este... Așa trebuie să procedăm din punct de vedere juridic, să plătească și el care l-a folosit. Ce valoare are pagul banului? 1190 ceva de milioane vechi și cu tot cu execuție 220 de milioane. Destul de mare pentru noi. Da? Destul de mare, da. S-au cumpărat așa multe vehicuri? Nu știm, nu știm. Singurul știe Costel Burcă, care, dacă vă aduceți aminte, le avea în mașină, că el și dormea în mașina aia grena, și dădea cu ei vroia. Care spun că le-a dat pe bani, care pe băutură, care, mă rog, fiecare cum s-a descurcat el. Era primar, da. Era primar, da. Fiecare face și vrea campanii, când e primar. Probabil. Să scrie cineva la cuvânt? Aici și-a dat unul servicii 7.000. 7.000. Nu e pentru nicio perioadă, urmează să fie. Urmează. Da, păi dacă urmează, astea nu sunt făcute, că altfel nu. Dacă s-a avizare? Da, am aprobat o hotărâre, dacă vă aduceți aminte. Atunci când este cazul, cu 400 sau 500 de milioane vechi, să completăm la ADIS. Păi da, doamne, dar știți la ADIS, mașina de gunoi, tocmai știți problema. Acum intră pe toate ulițe. Cum să plătim din bugetul local atâția bani? Când nu intră pe toate ulițe. Ce vei dea? Vreau să dea cu spate. Spui să scoate oameni, tonelone la capătul străzii. Cum să plătim din bugetul local 100 de milioane sau cât 500 de milioane, nu? Care nu se încarcează, nu? Nu, 100 de milioane, nu e. Mulți nu plătesc din cauza asta, nu? Trebuie să-ți facă pe bună în capul plătesc, stres. Mulți nu plătesc și din cauza că nu vor să plătească. Dacă nu, că nu mai are capacitate, nu? Nu vă supărați, domnul consilier, la dumneavoastră pe uliță nu intră mașina de gunoi? La mine intră. O, ați plătit salubrizare vreodată? Nu plătesc, care problema? A. În ce bază îmi încasați mie impozitul? Nu, eu vorbesc de în ce bază vă încasezi impozitul? Da, în ce contract? Eu n-am primit niciun tonelon. Așa se plâng toți, că nu au toneloane, nu? Am zis de atâtea ori în ședință, nu sunt tonderoane, nu? Eu nu am primit tonderoane, eu nu am... Nu ce să-l pun în, la poartă, să-l pun la poartă ca să-l întrești în cării? Poate răzi ceva exclus, domnul viceprimar. De prima dată... Dar cum e prima dată? Dar sunt atâția oameni care s-o plâns că nu s-au dus tonderoane, nu? Întrebați-l pe domnul consilier Sorin. Care consilier? Sorin Cojo. Nu trebuie nimeni, vreau să dai explicații. Păi eu cu dumneavoastră... Mașina de gunoi, de ce nu intră pe uliță? La bărnul, de ce nu se duce mașina de gunoi? Cum se duce? Nu se duce, nu? Trebuie să stea tonderoane plin ca să încrești cării pe drum? Eu cu domnul Sorin Cojoc am fost și am dus la cei care au solicitat în Citurești tonderoane, săptămâna trecută odată și nu știu cât timp mai înainte. Dar asta este prima dată când am avut cu dumneavoastră... Săptămâna trecută? Da. Săptămâna trecută? Da.
De câte ori am zis? Asta prima dată de când au văzut că nu au zis că nu au zis că nu. Pentru ce-ți plătească gunoiul? În baza cui încasezi toate și impozii, nu? Pe mine mă oblige. Într-adevăr, mașina nu intră pe toate ulițele pentru că nu e mașină mare. Unii oameni, nu? Dupi și care domnul ăla e tu ca viceprimar, nu? Băi, nu? Să duc omul, trebuie să facă gunoiul la poate. Asta e explicația omului. Traseul a fost făcut din rom. Rest aprobat de adis, pe unii poate intra, pe unii nu poate. Dacă mașina e mare... Sunt ulițe care se poate intra. Păi unde se poate intră? Păi nu intră, tocmai că nu intră. Intră peste tot, unde se poate intră. Eu spun că la Purșa la ulița, chiar nu e mașina din noi, da? Și e ulița destul de bună, nu? De ce nu? Da, dar n-are unde întoarce, nu în casă. Dar nu-i treaba mea, nu-i treaba omului, că nu pe... Nu. Are posibilitatea să aducă pomeronul la stradă? Cine să-l aducă? Cine să-l aducă? Cine? Cine? Nu. Păi și la ce să mai plătești și gunoiței? Ca să aducă pomeronul la stradă, vor 30 de metri? Nu, la poartă, nu? Așa scrie în regulament, nu? Domnului consilier. În principiu, chestiile astea e bine să fie sesizate când apar. Eu vă întreb pe celălalt. Dar nu e prima dată, domnul Florea, mă scuzați, bă. Nu e prima dată care se sesizează. Dar eu nu mi-aduc aminte să fi spus cineva că nu intră pe toate ulițele. Deci nu mi-aduc aminte. Dacă am lipsit, îmi cer scuze că s-o fi spus chiar atunci. Dar dacă vă amintiți că s-a spus, atunci... Am greșit, cineva a greșit, dar dacă nu s-a spus, acum așteptăm înaintea campaniei electorale să spunem că nu intră pe două ulițe sau trei mașina nu, de gunoi. Nu, că nu numai cu gunoi înaintea campaniei electorale, nu? Cine? N-ați mai făcut campanie electorale? Ele trebuie să se date la timp. Nu, au fost sesizate de pe urmă. Din câte mi-amintesc, astea au fost aduse la cunoștință în perioadă mai lungă, în urmă, zic eu, poate chiar 2 ani, să nu spun anul trecut neapărat. Păi de asta, din dar eu știu că s-au remediat, eu știu că au început să meargă. Au fost momente când în iarnă a fost zăpadă sau a fost vremea rășă din cauza intemperiilor, o plouat sau... Știu, a fost zăpada mai mare și nu a putut să intre pe o anumită uliță, cred. Dar acum, sincer, nu cred că mai sunt probleme care au fost atunci, la început, când am adus la cunoștință treaba asta. Eu așa știu. Acum nu pot să spun, nu mi-a mai spus mie nimeni, că atunci chiar l-am susținut pe domnul Neagu, pentru că știam și eu despre cauza. Dar acum, eu știu că s-au rezolvat, știu că intră mașina, nu știu ce pot să spun. Și poate vă aduceți aminte că taxa pentru salubrizare a rămas la fel ca anul trecut, da? Da. În condiția ca diferența, dacă va exista, să fie suportată de noi, da? Atunci când am aprobat... Cred că vă aduceți aminte și nu am mai modificat niciun proiect de hotărâre, cum modific eu de obicei pe altfel. Pentru că eu atunci m-am abținut, nu am votat pentru, da. Și am spus că dacă cumva mâini pe mine iar o să mărea sus să facem. Diferența aia mică o să plătim din bugetul comun. În 2016 și până acum, domnul viceprimar, nu știu că domnul Neagă nu are pomberon. Este un motiv de a nu plăti salubrizarea în calitate de consilier, care este un exemplu pentru comuna noastră. Eu cum am dus la ceilalți? Dar nu am dus niciodată în ședință de 4 ani zile că nu are... Păi nu știu, eu vreau să văd că... Dar poate la... Poate mă infectați și singur ca să mă găsesc noi, nu? În ce bază? Dar sunt două mașini. Una a venit într-o săptămână, una într-o săptămână, că am văzut că unii încarcă din bari la ea. Da, și probabil că mașina, una din un șofer din ei, nu știu nicio de uliță. Nu, dar să nu societez, domnul Pușcașu. Deci nu mai dat un număr de telefon, îmi mai revert odată orice problemă care aveți să sunați direct la Romprest. Și la noi, dar la Romprest, ei sunt acum destul de... Păi, mai sunt unii care aruncă tonerale goale din mușitorii și epirșantului. Da, dar când avem niciodată, cam indisciplinați. Da, lasă-mi greu răsturnat, unul de răsturnat. Care treaba viceprimarul? Ai avut o mașină, nu? Măcar o dată la două luni. Am fost, domnule. Da, a scos. Știu. Știu problema. Dar trebuie să vezi, dau raportul la dreapta, să nu înțeleg. Dar nu, am văzut de-a treia ori că am văzut pe mașina de gunoi. Păi dacă nu-i trebuie, înseamnă că n-am fost. 5 ani de când ești viceprimar, te-a văzut. Puteți merge și dumneavoastră, sunteți consilier. Da. Nu-i treaba mea. Ca să vă convingeți, păi da. Haideți să încheiem subiectul, că deja la discuții. Mai are cineva ceva de zis în la punctul numărul 4? Cred că... Nu știu, domnul Vici mai în măsură. Să facă din nou o listă, să mă caute. Eu știu că atunci când am venit eu cu o listă de tomberoane, am onorat-o, am mers la oameni, am dus tomberoane. Acum ați venit noastră cu o listă, am mers personal și le-am dus și la aia. Dacă mai sunt oameni fără tomberoane, să facă cereri, să facă cele trebuie joasă și să mergem să le ducem și pe ele. Pentru că e normal și spun domnul Neacu, dar eu chiar n-am știu că dumneavoastră nu are cu tomberon. Acum e întrebarea dacă îl solicită. Da, sunt mulți care nu au.
Poate am știut, dar noi avem 3 zile de când ne-am dus. Deci noi avem 3 zile de când ne-am dus. 3 zile nu puteai să știi pe toți care nu au tombiloane. Nu, n-ai înțeles. Vreau să-ți spun, poate tu nu știi pe ea care am dus, care nu aveau, dar nu le-am dus. Așa am spus unii așa și îți băieți tineri care așa și o să nu au tombiloane. Cum să plătează dumneavoastră? Eu aș duce să mă înțelegeți că noi am avut în mașină un număr de tomberoane, dintre care vreo 3 familii sau 4 familii erau dublate cu tomberoane. Nu știu cum, ei aveau tomberoane, deci, dar nu cum i-ați adus tura trecută, dar ei erau pileste că mai vor tomberoane. Vor fi din aia așa care, na, vor să te bagi în seamă, cred. Unul dintre cetățenii din Ciudureșu a vândut tomberoane la un alt cetățean, nu? Da, l-a vândut, gata. Și acum o să vină că zic că nu au tomberoane. Că nu are tomberoane, l-a vândut la altul. Dacă așa l-au aducat ca să-l cânte Ridon, așa îmi depășit. Eu nu știu, că astea nu-s de vânzare. Nu, noi ne-am dus la respectivul situație, dar eu am cumpărat. De la cine? De la Cutare am cumpărat. Și nu-i Cutare era... Da, slab foarte tare gospodarul care l-a cumpărat, că astea nu-s găsesc în comerțul. Dar ați dat în baza unor serii, îți dat procesul verbal, au știu serii, cum poți să... Sau dacă el e debitat și n-are tot de rău, n-are rău. Nu, așa e bine. Trebuie să iei plătească. Să vedeți care e cum. De cel mai multe ori, chiar eu cu consilierea trebuie să știi dacă cine are tomberoane. Ca să știi tot 1500 de oameni la ce ți-ai dat tomberoane, s-a căs, nu? Din sectorul meu nu se plăge. Știi prea din fiecare, știi? Doar fiecare merge din casă în casă, da? Și fiecare cunoaște oamenii din comun. Haideți, nu ne ascundem după deget. Păi asta spun. Consilierii sunt cei mai în măsură să știi cine are tomberoane. Dacă eu am dus o listă de 20 de oameni, înseamnă că am luat legătura cu oameni și am dus. Dacă tu știi mai mult, mai adă-ți tu o listă. Bun, supunem la vot numărul 4. Care este pentru? Dante, abții? Da. Treabă, cine se abține, cine spune? Păi am întrebat pe Dan că numai pe el am văzut nori de ca luna. Dan se abține. Mai este cineva care se abține? Marțin. Trecem la punctul numărul 5. Privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Otrăvești, județul Bacău. Inițiator, domnul Jorge Andrei la prima. Aveți cuvântul. Ați văzut în spate o anexa 1 cu drumurile din toată comuna. Da? Și vă aduc chiar aminte că avem proiecte de modernizare și asfaltare, drumuri din comuna Udovești și un alt proiect cu drumurile din Citurești. Au venit de la cadastru, au făcut măsurătoare. Drumurile care nu corespund cu cele de inventarul public sunt în această anexă, cu suprafețele reale găsite la măsurătoare. Cine își aduce aminte, domeniul public care îl avem a fost făcut din birouri, că nu au mers nimeni din teren să le măsoare și bineînțeles că nu au cum să corespundă ca și suprafețe. Având suprafețele reale, nu pot fi intabulate. Nefiind intabulate, nu se poate duce mai departe proiectul. Și astea sunt bază de completare de pus? Nu are nicio treabă. Drumurile sunt prinse în domeniul public, sunt prinse în PUB. Dar să zic așa, să zic că lungimea este de, uite, la primul, la Bărâșa, principalul drum e lățimea de 7 metri, acolo e de 4. În domeniul public. Acum, să fim sinceri, așa și era prin 2000. Da. Un drum ușor. Acum au devenit drum, pentru că s-au făcut lucrări cu buldoșan, cu mațină și... În măsurătoare apare de 7 metri. Sau tot la Bărușa, când se luate, v-am zis, în fiecare slab, pentru că proiectul va fi pe toate comuna. La tibulițele și toate drumurile. Asta înseamnă un cadastru să intre la să facă măsurătorile exacte? Cadastru le-a măsurat. A, le-a măsurat. Anexa asta este în urma măsurătorilor făcute de cadastru. Actualizat. Noi doar trebuie să actualizăm domeniul public cu aceste măsurători. Mai e cineva cuvântul? Supunem la vot punctul numărul 5. Unanimitate. Trecem la punctul numărul 6. Asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de timp rezidențială a persoanelor cu handicap de pe raze comune județul Bacău.
inițiatura domnului Jovan de la Fiu. Aveți cuvântul. Cred că am mai vorbit, dar n-am mai, dar mai vorbit sigur că avem două persoane care sunt internate în centrele și plătim o sumă destul de frumoasă, tovăroaie Leonie Cosmin, unul și al doilea tovăroaie Răzvan Florin. Am primit o adresă de la Consiliul Județean, precum că sunt de acord să ne plătească 35% din această, din valoarea totală pe an, în urma încheierii unui contract cu dumneavoastră. De la Ștadea Cuiz, la Citurești? Da, doar de la Citurești. Dar sunt legumă. N-ai, nu are ce să facă nimeni cu ei. Adică nu le lipsește o mână sau un ochi. Ei sunt legumi. Cum au mai fost, cine mai fost? A luat Maria, nu? Da, da. Da, că au fost trei. Ce era scrisoare, da? Să ori trăi, ori să trăiască. Sufletul nu va fi de nimeni, că trăiește. Sunt internați în școli cu nevoi speciale? Nu, ce nu, nu are cine vorbi, nu are cine vorbesc, nu se mișcă, nu se mai, e aproape cum ar fi intubat. Da. Stau... Păvălaie Benoni? Nu are suflet. Păvălaie Benoni și Păvălaie Răzvan Florin. Păvălaie Benoni trebuie să iasă din școlii, nu? E băiatul lui Benone, care este în arest, și mama Ioana Florina. E mort. A, e mort. Da. Și, la, și restul la fel, sunt frați. Da. Sunt frați? Da. Deci copiii lui Benone, cum ar veni? Și concret, banii pentru oamenii ăștia, pentru copiii ăștia, îi plătește Consiliul Județean conform acestei hotărâri? Consiliul local. I-au plătit toți, întotdeauna. Consiliul iar local. Acum Consiliul Județean au un proiect prin care vine în ajutorul nostru și se spune se aprobă asocierea Comunei Vrubești cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza Comunei Vrubești. Se aprobă finanțarea din bugetul local la unui procent de 35% din costul total. Da. Și restul? Ei. Păi asta am vrut să întreb. Deci da. Restul totuși îl dă Consiliul da. Județean. Prin acest contract de asociere. Apropo, parcă era interesat cineva să... Nu mai bine. La... Avizele îl pun în capăt. Uh-huh. Eu am fost tare uimită când o scrie imediat rezolvă. Și da, nu mă gândeam, îmi părea măiatul... Da, e poticnit. Undeva pe la Direcția de Sănătate Publică. Când nu ce-am zis. Să transformăm când e bine. Bine și pandemia atunci, una și alta. Nu, dar nu, oricum el a continuat, dar nu are avizele. Ia că asta e în țara noastră, domnule, avizele este... Te omoară. Eu cred să... Dar parcă cineva e împotrivă. În loc să se dea concurs la trebuie, să dezvolte, să-și dea drumul. Bine. Supunem la vot punctul numărul 6? Nu am invitat. Trecem la punctul numărul 7. Privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Odobești, județul Bacău, investiției, modernizare, iluminat public cu panouri fotovoltaice în sat Pisa Silvestri, Comuna Odobești, județul Bacău. Aveți cuvântul. Ești și de masă, l-am spus despre ce vorbim. Doar o presală de exprimat. Mai multe. Dacă e, la articolul 1 nu trebuia formulat cum scrie acolo pe hotărârea veche acolo, nu mai știu. Trebuia să zic că se declară ca bun de interes public. Așa. Și cam atât. Păi, e vorba tot de Traseuțea, dar poți să-i adresați cu... Așa, ăla, da. Și că noi așteptăm să primim bani, așteptam. Și cu linia de jos tensiuni și face în momentul când asta intră în tensiuni, s-a pus. Dar are ce treabă cu noi? Nu? Linia de înaltă tensiune. Trebuie să nu... Și înseamnă că nu mai sunt bine cu discuția când funcționează. Păi, asta e... efectul proiectului, nu? Să avem mai puține cheltuieli la bugetul local cu iluminatul public. Interesul acela care a făcut instalația asta. De ce spuneți? E valoare mare, care e... Valoare de 2 miliarde, da? Sau da. Cât era. Iar numai la Citurești. Eu vă dau la Citurești, de exemplu, cât se plătește lunar pe iluminatul public. Între 60 de milioane vechi și 80 de milioane în fiecare lună.
Spuneți dumneavoastră, consumă iluminat public, dacă s-a bani. Da, dar vreau să spun, cineva o studia, noi vom furti jacui, atâtea, dar nu s-a jacut din mult. De noi am trecut, s-au mai vorbit despre lucrul ăsta, sau cu domnul Sorin, nu mai știu cine am vorbit, au venit, dacă vă aduceți aminte, au iluminat, a fost întrerupt întâi pe o linie și o lăsat să vadă cât să consumă din linia aia. Și după aia au întrerupt în partea aia și o lăsat pe linia aia. Nu au constatat furturi. Nu, deci consumurile au. Pentru că iluminatul este vechi, se consumă. De atât avem un proiect care o să-l... Eu e iluminat cu disciplinat. Da, o să facem și noi cu modernizarea cu becuri eficiente, o să facem și noi proiectul ăsta, adică o să-l depunem. În cazul în care toate comunele îl depun, să-l depunem și noi, în cazul în care o să avem noroc și o să ne s-a apropie, o să fie înlocuit de toate becuri, de toate... Dar anii să... trecut câteodată și scapa de ardeu și zvă, de 2-3 zile, da? Că n-au să fie în altă ședință de consiliu. Apoi cu senzorul ăsta s-a prins de la timp, se strâng de la timp. Mai sunt întrebări? Supunem la vot punctul numărul 7. Cine este? Poate că nu avem lucruri cât de diverse. Mai avem un punct? Nu avem, dar avem. Putem discuta, da. Da. Mai avem... Nu mai avem. Ce mai avem? Nu aveți un proiect? Da, este un problem. Nu, e asta. Ce mai avem? Ați sărit omul? Nu, nu. Nu, atât. E președinte de ședință. Da. Păi ăsta, cu ăsta am suplimentat. Cu ăsta, da. Putem trece la diversi, da? Diverse, da, diverse, noi. Dacă îmi dați voie să încep eu, dar... Aveți cuvântul. Uitați dosarul cu ședința. Vreau să vă aduc la cunoștință că luni, sau mai bine zis, marța trecută, am primit autorizația de construcție pentru proiectul Înființare Apă Canal. Săptămâna asta, până la sfârșitul săptămânii, emitem ordinul de începere a lucrărilor. S-a finalizat cu lucrarea cu autorizația. Executarea lucrărilor a avut loc, licitația de, cu firmă de licitație. A avut loc în perioada 2018. Și nu mai valabil? Nu, autorizația de construcție nu a existat. Licitația pentru lucrări o a avut loc. Păi da, licitația pentru lucrări. Aia e valabil. Exact, nu e valabil. Deci în cazul ăsta nu se mai amână, cum ar fi. Nimic nu se amână. Ordinul de începere îl dăm la societatea, îl dăm societății care a câștigat licitația. Având în vedere costurile, atunci erau niște costuri, acum s-au de costuri, nu se amână. Doar de salarizare. Da, diferența salarizare, asta vreau. Da, dar astea sunt legitimile, deci nu vor fi probleme. De excepția drumului și tunetul, să vă știi. Suntem în proces. Dacă îmi permite să... Vreau să zic de adiesele care au loc în ultima vreme și problemele care sunt. Eu aș spune de satul Citurești, pentru că acolo am fost la fața locului în timpul când se întâmpla. Nu putem spune că sunt niște probleme grave în raport cu ce se întâmplă în țară, dar alea care sunt, cred eu că am putea să le combatem puțin. Dacă vorbim de satul Citurești, zicem că am fost cu domnul vicepersonal atunci când am dus coșurile, ne-am dus la toate astea trei probleme care le-am notat aici. Și ar fi una dintre ele la Lozincă Petru, acolo unde vreo patru șanțuri, s-a bat toate, au curs într-un singur șanț, care nu are debit suficient de mare, și ca urmare ies în ulițe, în stradă, împinge toată piatra, acolo este ceva de făcut. Dar la urmă o să spun cam și la ce m-am gândit eu. O altă problemă ar fi la Pușcuț, acolo la Burcă, Tatiana, la Matei, la Melentin. Șanțul care a fost făcut odată cu asfaltarea, se termină undeva. Da. Deci Pușcuțul e partea aia, deci e partea asta, la Tatiana. Al Melentin, al Tatiana, da. Acolo este șanțul care s-a făcut la asfaltarea, la betonat. Da. Continuă, să zic eu, pe distanță de vreo 10 metri, după care șanțul nu mai există. Și m-am gândit că așa cum odată... Dar știți de ce nu mai există șanță, nu? Poftim? Știți de ce nu mai există șanță? Deci dacă... Nu au fost curățat. Păi dar nu, dar... nu există șanță... Nu, au fost șanță, acolo au fost întotdeauna au fost foarte șanță. Au fost numai că acum a stupat. Nu a fost curățat, nu a fost... Și acum nu știu dacă chiar putem să așteptăm la vrutea oamenilor, pentru că dintotdeauna o să-i deranjeze. Și zic eu că ar trebui format din nou un șanț pe o distanță de vreo 300 de metri. Pentru că acum ceva timp în urmă am fost cu domnul vice și am făcut un șanț
de la Țampău, în polul care l-am dus până în Canalul Mare, pe drumul Plotilor. E, acum zic eu că ăsta ar trebui unii cu celălalt ca să nu mai iese avansat. La ce o să fac, la viteză? Nu, cu buldo. Ah, cu buldo. Mă gândeam că la viteză o să fac. Nu, nu, nu. Am sugerat. Nu am stat în creștin în raport cu alții. Da. Bun. Asta ar fi aia de-a doua problemă. Nu, mă răspund. Nu treaba la un eu. Dar n-am dat de tine. Dar ce? Am să raport cu alții. Am dat nume. Raport cu alții. Dar am dat nume. Treaba, nu știu dacă vrei să vorbiți. Dar am dat nume. Domnule, tu faci treaba așa ca și consilier, nu ca... Așa, numai cu adică de topor. Iar o altă problemă ar fi cu șanțul de după sat. Am zis eu acolo, am vorbit cu domnul vicin, nu știu dacă v-a dus la conștiința dumneavoastră. Da. Nu știu dacă noi după sat avem drum de exploatare a tarlalelor. Nu avem. Nu există. Nu există. V-ați uitat în păzi, nu? Pentru că... Eu am trecut de când am făcut șanțul respectiv, l-am da. Făcut cu acordul fiecărui proprietar. Da. Deci ei vin cu măsurătoarea exact până în grădină. La ei, fiecare dacă... Eu mi-aduc aminte de când eram la școală, când eram copil, că eram un drum acolo. Probabil era format așa la bună, nu era... La bună înțelegerea da. Fiecărui, că trebuia să aibă acces da. La tarla. Și mai înainte oamenii încăpeau, da. Înțelegeau și fiecare lăsau 2 da. Metri, 3 metri, treceau cu căruța. Da. Acum nu mai sunt așa știu, mi-am întâmplat acolo întotdeauna cu semănători de 12 rânduri sau știu eu câte și trebuie drum acolo de acum. Da. Spun asta pentru că șanțul acolo unde e făcut, în anumite porțiuni, el este mai îngust, digul ăla care vine pentru grădinile oameni, e mai îngust, aș spune eu un metru, un metru și ceva. Și apa venind cu vâltoare, o rup malul acolo și o făcut câteva breșe pe de-a lungul șanțului. Și aia e o problemă foarte gravă, dăunează foarte mult, trei rânduri de case dăunează. Deci, primul rând e casă care are șanțul spate, al doilea rând e după uliță și al treilea rând chiar de jos, de aici, la principală. Asta se înțeleg că e în spate, dar nu ați încercat să da. Vorbiți și cu ei, poate... Am vorbit cu ei personal, am fost da. Acolo la fața lor. Da. Vorbiți bine, domnul Munteanu. Da. Așa, a treia problemă. Dacă tot... Așa. Da, slip. Da. Acum eu zic așa, m-am gândit la o soluție, pentru că dacă venim cu probleme, trebuie să nu știu cu o soluție, nu? Dacă... Am vrut să facem o comisie. Și pentru celelalte sate, care, bineînțeles, consilierii din satele respective, cunosc probleme mai bine decât mine. Să facem o comisie din cadrul primăriei, nu știu eu, domnul Vici cu 3-4 consilieri. Mergem să vedem gravitatea situației, unde e mai grav și unde putem să luăm măsuri. Și atunci, cum, dacă o să fie posibilitatea, așa cum a fost și în trecut, un buldor, să revedem, să decolmatăm șanturile, să desfundăm. Podurile s-au desfundat cu oamenii la 416. N-aș spune eu că s-a făcut la parametri cum ar trebui făcut, având în vedere că nici oameni nu prea aveau la 416. Dar deci cu buldo am putut... 416 nu s-a pus la parametri normali. Da. Având în vedere. Nici ei nu s-au parametri, așa, ca să nu crea de gata. Da. Și acum am zis așa, să facem o comisie din cadrul primăriei, din consiliere și cu domnul vice. Mergem la fața locului, vedem ce putem face și atunci dacă o să închidem un buldo așa cum l-am închiriat și altă dată, să facem care sunt mai grave. Nu putem spune că dacă merge la Tisa, o să facă la Tisa, nu știu la cine. Dacă merge la Ștești, facem... Constatăm toți la un loc și facem luăm măsuri de care trebuie să luăm. După cum știți, ați mai făcut comisii, ați văzut poduri, cred că... Da, nu pot spune. Dumneavoastră să dea ce mai măsură să vă căinați, pentru că vă lua gardul pe loc fundație. E egal, da. Eu o să rămân așa, că e mai bine fără gard. Eu sunt tot mai american, așa știi, da. Cam asta am avut. Problema este, noi am vrut să aducem buldozer, să facă șanțele, dar buldo este foarte mare și căutăm un buldo mai mic, care să nu dărâmă, să nu malurile de la șanțurile făcute, că până la urmă șanțurile sunt. Da, da, da. Doar că sunt pline de mâri și pline de piatra de pe drum, care o duce și o tot duce, cum e la Tisa, că eu... Da. Așa, și atunci am zis să căutăm un buldo de ăsta mic, care să nu chiar să strice tot ce am făcut până da, acum. Da, da, dar acolo chiar asta necesită, pe unde am spus că trebuie continua șanțul, că s-o da. Spune anumite... Da. Da. Cu șanțele vor fi decolmatate, că de acum tot elemente dintre astea nedorite vom avea. Eu am făcut și o filmare, am arătat și că am fost atunci în fața lor, și să vede apa cum pe unde sare, de ce șanțul e gol și drumul, apa e în drum. Și pe acolo am mai filmat cu telefonul. Și să remedim dacă se poate. Nu sunt probleme deosebit de grave în raport cu ce se întâmplă în țară, dar cred că astea care sunt, am putea să luăm măsuri. Se poate, pentru că noi în bugetul de venituri și cheltuieli am prins și finanțare pentru drumul ăla de la Valea Mănăstirii.
dar pentru drumul respectiv am semnat deja contractul de lucrări. Urmează autorizația de construcție, se va începe la asfaltare acolo. Și atunci nu vom mai investi piață, da, cred, vom mai investi nimic din... Doamnă, sincer, m-am gândit la treaba asta, dar trebuie să ne gândim că, vedeți cum ne întâmpinăm cu o problemă, cu altă problemă, da, cu altă problemă, și o să amâni autorizația, și o să amâni asfaltarea, și o să amâni... Și deci, fără pentru... nu o să fie așa de... Să dea Domnul să nu fie, dar dacă o să fie în 2 ani de zile, nu putem sta... Dar nu vorbim direct comunilor, am vorbit doar că fondurile de acolo o să ne ajungă alături de astea, de... Da. O să fie... suficient. Iar avem probleme de obicei la podul și la Ștefănoai acolo, iar s-a creat o gheoacă acolo, nu mai poți trece nici cu nimic acolo. E doar o mașină de ei. La Ștefănoai? Da, m-am costit acolo în spate. Podul și ala, e colmatat, când vine, dacă vine buldul și ala e... Dacă ne aducem aminte de piste un an de zile, care a fost bine. Da, mai iar, au dat mai mult, da. Ultima dată când a fost buldul, am decolmatat și podul și șansul, și am pus o mașină de piatră mare acolo. Toată lumea a fost. E, dar formatul de piatră din nou. O venim pe mâlul de sus pe arătură. Nu știu care e. Acolo am zis să faci o curățire la copașie fără nimeni. Și din partea de aptă și stâmpă. Da, asta mai era, nu și Lucia lui Rafael. Dar să știți că sunt și drumul care e cu panouri voltaice, de la Costealul în Cărțăț, un gol, foarte mulți pomi, nu știu cum, sunt proprietari căsătorial, înțeleg? Nu știu dacă nouă ni stăm cu tine, dar trebuie să toaletați. Omul și l-a făcut în curte, deci e toaletat, și tot jumătate de drum i-a stupat cu mașina, adică noi când vine, de fiecare dată îi rupi, îți aud un zgomot infernal. Și nu la un copac. De dacă luăm de la stație, de la ultima stație din Tisa, până dincolo de Costela Lucea, sunt foarte mulți pomi în copaci, pomi, da, efectiv, nuci, da, îți veniți în stradă. Da. Bă, ca să nu spun că și aia umpli șanțurile cu frunze, cu... dacă ne stăm puteri, nu știu, la reacțiune la conștiință la oameni, cumva să fie de acord să le toaletăm. Nu poți să-i tai copacul. Păi da, e, nu fără acordul lor, am spus. Da. Da, dar până la urmă au și obligația să-și toaleteze, domnul, să ridice cola la sus. Da, nu știu, dar chiar dă unui domn, am vorbit cu domnul nici mai mult, atunci și-au văzut, i-am atat la fața locului. Vedeți că fiecare are și-a chiar. Și-au văzut ești, sunt acolo, unde am dus tomberoanele astea ultime, până la pod, pe stânga și dreapta, un surțeleat. Nici nu poți să mii și în căruță pe câția căsua din cap. Adică de la... Da, unde este sunat, Zaharia, la Zaharia, da, stânga, dreapta, sunt chiar pomii tari, sunt copaci, da. Și nu numai cu pomii, sunt și s-au cânt. O adus odată la construcție, sunt unul lăcuță, dacă mi-am cam minte, nu-i așa? Care ocupă o mare suprafață, stă o familie Popa. Da. Când domnul Gălățan a făcut proiectul și asfaltarea, l-au dat în judecată, nu așa, pentru că i-a tăiat un prun. Deci mult, mult au luptat cu ei. Cu acordul lor. Știu că și noi am întâlnit problema atunci cu circuitul electric, cu iluminatul public, când făcea scurt și am mers la criza, nu știu, la domnul Cucu, era o problemă la Burg, la noi aici în Colza. Au fost de acord oamenii până la urmă, dacă le aduceam la cunoștință și discutăm cu ei. Anul trecut în toamnă, am fost și am toaletat pe Verniș, acolo, cu Vasile Agin, cu Drujmele și așa, și domnul Rafael Gheorghi, tatăl lui Lucian, o ieșit la poartă și ce scandalul a făcut. Nu, tai numai ce spun eu. Spune-o, atâta, aici. Da, este. Dacă nu s-a anunțat, obligat că e... Da, nu le vine bine. Eu vin să anunțați, le vin științat. Le aduce la conștiință exact care sunt probleme, de ce vrei să faci treaba asta. Am și o problemă de ridicat. Spuneți-mi. Deci, având în vedere că sunt în Comisie de Cultură, Culte și Învățământ, și având în vedere că luna trecută n-a fost ședință, că atunci am avut de gând să fac propunerea asta, acum pare tardivă, dar nu e chiar tardivă. Noi am sărbătorit pe 4 iunie 100 de ani de la semnarea tratatului de la Trianon, tratat prin care s-a format România Mare. Mi-a venit ideea să fac această propunere ca să o materializăm prin profesor de istorie la școală, la copii. Dar situația a fost cea care a fost și nici copiii nu s-au mai dus la școală și n-am avut cum decât online și online, nu știm cum este la noi. Vă spuneam că mi-a venit ideea că când am ascultat un profesor universitar foarte în vârstă, care a trăit destul și în perioada interbelică și care era dezamăgit că nu sărbătorim tratatul la Trianon, că el spunea că dacă punem fruntea pe pământ, ascultăm gemetele celor care au făcut România Mare. Le auzim, nu le ascultăm, le auzim. Dar
în afară de faptul că era o propunere firească care eu intenționam să o fac, o fac cu atât mai mult și pentru că am așa o chestiune de nemulțumire și n-am găsit o soluție să o arăt sub forma unui protest cumva. Și nemulțumirea constă în următoarea chestiune și am să fac o paralelă. În 1916 Nicolae Titulescu ținea o cuvântare și făcea o comparație între rațiune și suflet. Și spunea el că dacă vrem să fie corelație între cele două, trebuie să lăsăm neutralitatea la o parte și să intrăm în război ca să finalizăm România Mare. Titulescu, care a fost și în delegația noastră care a semnat tratatul la Trianon împreună cu Alexandru Vaida Voivozi, cu ceilalți care au fost în comisie în 1920 la Trianon, după ce a plecat Brăteanu. Ei, față de Nicolae Titulescu, un mare om politic de anvergură europeană, care făcea această afirmație și acest îndemn poporului român, astăzi se întâmplă următorul fenomen care vine chiar mă revoltă. Și o spun asta ca să nu creadă cineva până sus acolo că noi ăștia de jos suntem anesteziați. Ne-au făcut așa o injecție metaforic vorbind și stăm ca proști și nu înțelegem și tăcem din gură. Deci s-a votat în Parlament o lege prin care s-a zis să sărbătorim 100 de ani de la tratatul la Trianon. 4 iunie 1920. Asta și tot anul se puteau face activități la nivel național, cum s-au făcut în 1918. Ce se întâmplă cu această lege? Este trimisă la promulgat. Ce se întâmplă la promulgat? O contestă președintele țării noastre și o trimite la Curtea Constituțională ca să vadă dacă e constituțională. Curtea Constituțională nu prea a găsit-o neconstituțională, deci s-ar fi putut declanșa niște activități. Mai mult decât atât, este trimis la solicitarea părții maghiare Bogdan Aurescu, ministrul nostru de externe, la Budapesta, ca să-i se adreseze rugămintea ca noi să nu sărbătorim 100 de ani de la Trianon, că îi supărăm pe comunitarii noștri maghiari pe care îi ținem în gazdă de vreo 1000 de ani, așa și pentru ei este un an negru 1920. Este un an de doliu și noi românii care suntem majoritari trebuie să ne supunem așa, să stăm ca fraierii și să nu facem nimica. Eu pe plan local aici l-aș ruga pe domnul Năcuță, că este direct implicat în învățământ, ca la deschiderea anului de învățământ, măcar atâta să faceți. Profesorul de istorie, dacă nu va fi pandemie și ne vom mai duce la școală, în varianta bună, domnul Năcuță, nu mă înțelegeți altfel. Să le zică 5 minute la copii despre ce a însemnat Trianonul, despre ce a însemnat 1920, ce a însemnat România Mare, așa, și cum stau autoritățile noastre nepăsătoare și mai mult decât atât, nu mai nepăsătoare, ci și împotriva sărbătoririi acestui mare eveniment al neamului românesc. Deci eu vă spun, este și o nemulțumire a mea pentru că nu s-a dat curs acestei legi. De ce să nu-i dăm curs? Deci am ajuns... Da. Asta am vrut să zic, dacă se va putea să faceți la școală, în altă parte n-avem unde. Poate preoții la biserică să zică două cuvinte când or găsei de cuvință și despre chestiunea asta, ca să mai amintim românilor că există și acest mare eveniment și că a fost. Să vedem cât o mai dura situația frumoasă creată atunci, pentru care nu numai Titulescu, nu numai Brăteanu, ci și Regina Maria s-a luptat, cum v-am mai povestit și cu alte ocazii, ca să fie formată România Mare. Regina Maria se lua de piept cu președintele american și cu prim-ministru francez și le spunea, dacă vreți un stat puternic la granița de est a Europei, ca să nu intre sovietile cum au intrat în Budapesta în toată Europa, atunci e nevoie de România Mare, zicea Regina Maria, o femeie inimoasă. Iar noi acum nu vrem nici să amintim, nici să sărbătorim în 5 minute această chestiune. Da, asta am să zic. Mulțumesc frumos! Da. Aș dori să aduc o mulțumire faptului că am primit pe WhatsApp toate proiectele de hotărâri și le-am studiat, le-am citit. O
dezamăgirii, o nemulțumirii, sau mai bine spus, o lipsă de transparență, poate la momentul în care s-au încheiat acele contracte referitor la iluminatul public. Ați spus, doamna primar, că în urma unui hotărâș de Cătărești, firmei Urbio LED a trebuit să-i plătim suma de bani. Dar atunci Urbio LED, când au cumpărat acele becuri, nu cred că primarul s-a dus singur. Ba singur. Singur? Da. O semnat singur? Primarul reprezintă, este persoana care reprezintă comunitatea. El ținea ștampila în buzunar și acum multă lume care vine să pună ștampila la primărie, e foarte mirată că ștampila stă la contabilitate. Sau unde, cine are nevoie de ștampilă, nu? Da. De altfel, cred că era și un proiect de lege că de anul ăsta nu va mai fi nevoie de ștampilă. Păi, când nu mai aprobat. Noi, da, înseamnă că procedura a fost proastă, că unii primari puteau să ne vândă total. Nu vă supăra, dar n-ați fost în Consiliul Local până în 2006? Nu. A, păi atunci înseamnă că nu știți de evenimente, domnul Iubită. Nu știți ce a fost aici, cu domnul Borcă, care ne plângeam de mine, noi consideram că nu știam ce să mai facă. Să facă toate... Da, nu era. Porcările și ordinare. Pentru că mi-ați... Vreau să vă spun, domnul, câți unii sunt băncile făcute de domnul Borcă? Când am, dacă sunt consilierii vechi, știu ce am ridicat aici. Și toată lumea tăcea din lor. De ce? Da. Pentru că venea ăla și ne amenința familia mea la 12 noaptea, țigani, nu știu cine erau pe acolo, și venea și au dormit o săptămână sau o luni de zile. Uite aici, în un parc la școală, au dormit noaptea, știți? Cum trebuie să știți? Asta e pe aici. Dar, da. Pentru că el a făcut numai prostii cât a făcut și nu, nimeni nu l-a tras la răspundere. Pentru că a tras atenția că și chiar domnul secretar a spus că cel e prea mare pe el. Așa este. Știm cu toții că firmele care generează anumite servicii trag cu dinții să prindă mai ales primării. Banii de la stat sunt cei mai ușor de volatizat, de dismuit din părți. Și ar trebui ca în viitor mai multă atenție să nu mai ajungem în situații de genul ăsta. Când intră primarul tot domnul Bun. Nu știu. Deci pe viitor. Și uitați, de asta nu mai încredere în oameni. Au fost plătit o parte din facturi, fie ele și 10 milioane de vechi. De altfel... Nici o parte. Atunci el singur vinovat, pentru că dacă era plătit o parte cât de mică, aia trebuiau niște semnături acolo, niște bani scoși și achităm, și trebuia să știi cum material. Dar dacă nu a fost plătit nicio parte și el cum a făcut dovada, doar pe baza ștampilului și baza semnăturii, cu societatea respectivă. N-ați fost consilier. Nu, de la ea n-am fost. Pe în mandatul trecut, noi am aflat de la oameni că el a făcut acest... Și la urma urmei, noi în Consiliul Local am spus, bine mă, ai luat aceste beluri. Vin cu proces verbal, faci comisiile, pui pe stâl, nu e nicio problemă. De el nu. Nu ascultat de nimeni. E vorba și de capul ăla de... Nu. Lasă-l așa, că dacă se mai amintește și de capul ăla... Păi da, domnul Cojo știe ce știe. Campania din 2016 s-a făcut și cu biecuri. Păi da, domnul Vorcă și domnul Cojo nu e un bau împreună. Păi da, nu știe, acum ați face cu niște biecuri. Da. Și... Să înțelegem, domnul Coroc, că dați să-l distribuie? Eu. Dacă domnul Neacu, eu sunt dat în judecată singur. De ce spui? Eu sunt dat în judecată singur. Vă gândiți că el are un IQ ridicat? Da, cum? Se poate așa ceva să dai singur judecată? Da, dar dacă Consiliul Local l-a dat în judecată și el face parte din Consiliul Local, el ce-a făcut? Eu n-am auzit. Cu aprobat-o, băi, uite să vezi. Asta e vorba de nivelul de IQ. Da? Nu e atât de ridicat. Depinde, ce scrie, n-ai văzut. Pentru a să termin și pe urmă. Pentru a preîntâmpina eventuale colmatări, ar fi bine să le reamintim oamenilor care au casele lângă șanțuri, lângă făcute de api, să nu mai arunci resturi menajere, gunoaie, peturi. Încă mai fac, și eu am fost afectat anul trecut la inundații, cum și doamna primar acum cu gardul, mi-au distrus podul și din ce vină, dintr-a cui vină? Din vina vecinilor, în primul rând. Adică la mine drumuri și poduri naționale și ceilalți din sus, apa aducând tot felul de resturi, scânduri, sârmi, plase, gunoaie, resturi de cârpi. Și ar trebui să le reamintim, să mai punem acele și chiar să-i vizităm.
să ne uităm, domnule, la tine în dreptul uliții sau a grădinii, ai curții, fă-ți curățenie. Este o propunere. Și pentru domnul consilier Florea, da, este frumoasă ideea cu 100 de ani de la Trianon. Însă aș mai face o precizare, cei ce nu o speculează. Și vedeți că istoria în școli nu mai au lecții speciale pentru a apăra cei ce au cucerit străbunii. La Trianon, toate, era Austro-Ungaria și toate acele popoare, să spunem, sârbi, români, unguri, cu toții au dorit autodeterminarea. Adică să dispară acel imperiu austro-ungar. Ungurii, Ungaria, la Trianon, au semnat și au fost de acord cu autodeterminarea. Dar, cum spunea domnul consilier Florea, nu se speculează lucrul ăsta, că ei au cerut ce autodeterminare. Au semnat și au fost de acord cu ceea ce este astăzi statuat. Ungaria Mare, Transilvania lor, asta au vrut. Deci lucrul ăsta trebuie... Ungaria Mare a fost doar 68 de ani. De asta și la școală nu știm cum vom începe. Nu știm cum vom începe. Asta am zis și eu, că nu știu cum vom începe. Da, vă mulțumesc. Dar apropo de... M-am lăsat un pic cu șanțurile astea, că mi-a lăsat domnul Năguții. Eu am dat 6 milioane și am pus la mine aici la poartă, pentru că s-a adâncit încă de anul trecut atât de mult șanțul, încât acum se dărâmă și din stânga și din dreapta malurile. La geta lui Argint a ajuns până la gard, îi se dărâmă gardul. Eu am o porțiune mai mare de pământ și la mine încă n-a ajuns la gard, dar în schimb a început din partea aialaltă și o să ajungă la stâlpul de lumină. Și am dat 6 milioane și am dus am găsit pe undeva două mașini de petroaie de astea sparte și le-am pus pe fundul șanțului și ele s-au fixat acolo, a venit mâlul, s-a astupat șanțul că-i până la vreo 3 metri s-a făcut adâncitura. Și acum apa se duce peste petroaiele alea frumos, așa, și nu mai dărâmă, dar mai am nevoie de încă vreo 2-3 mașini. Și l-am prins pe cel de la drumuri naționale și foarte politicos mi-a explicat și el a zis că nu-i treaba lui, e treaba mea. Spune, dom'le, totuși este domeniul public, nu-i treaba mea. Iar și-a spus că am făcut ceva cât am putut și eu, dar nu sunt nici o sac fără fund să mai duc încă 3, cam 3 mașini ar mai trebui de astea de 4 tone. Și el mi-a sugerat să-mi amintesc cum pe vremea părinților noștri se făcea acolo o țesătură de crezi de răchită și cu niște pari și vine mâlul și cu frunzele și se astupă. Deci aici o aduce la drumuri. Da. Dacă vrem să facem un pod, ne trebuie aprobare de la ei. Deci soluția lui... Nu avem voie să intervenim pe marginea Consiliului Național. Asta am sugerat el să fac. Și era șeful lor, că mi-am dat seama că e șef, că se tăia degeaba, că la degeaba. Da. Și mi-a zis să fac cu rechita. Acum e nici nu dacă e bine cu rechita. Nu cred că e bine, că dacă ia rechita aia apa și o ții la domnul Năcuță, l-am luat tot cu casă. Nu vor zici bine, că rechita prinde rădăcini. Prinde rădăcini, dar mai prinde, că e din cauza la fare, la suflu. Nu, dacă s-ar putea, eu știu, și vă mai dau și o sugestie. S-a dat o lege acum foarte aspră pentru ăștia care aruncă petroaie de astea cu niște amenzi de vreo 5-6 ori mai mari. Și cei care au asemenea situații de spart betoane, le dau gratuit, numai să scape de ele, că dacă le duc există riscul să fie amendați crunt de tot. Poate aflați vreo unul de undeva, unul de ăsta care sparge betoane, mă duc eu și plătesc transportul, ca să astup șanțul ăla acolo. De asta am zis, să-mi dați informația. Când se mai lucrează deci la... Deci e cu mirosul, domnul Florea. Cum? Mirosul. Poate vedeți prin internetul. Cu gătitul. Cu mirosul, da, cum adică? E, vă spune Năcuță. Lege, mirosul, deci atenție cu grătarile, cu sunt vecinii, cu... Ah, da. Cu borșul, cu leuștea mirosul. Eu am un cetățean care face o ciorbă așa de bună mereu cu leuștean și așa îmi place să nu reclampez asta niciodată. Asta e o prostie cu legea asta. Am fost duminică spre Lipova și am văzut în deal la scaune acolo doi saci de pepere aruncat. Eu nu cred că s-a dus un om de Nodobești, nici din Plopana, au venit să arunce acele două pepere, deci doi saci de pepere. De la Lipova.
Nu, zi nu, pleacă, domnule, sunt saci, sunt containere, la oraș. Eu cred că sunt aduși din cei din comunitate, eu știu, de la oraș, sau nu-mi dau seama. Ai atâtea posibilități de a-l strânge, da, în fața blocului, de a-l presa, ca să iei și din volumul lui, să umpli sacul. Mă, eu o presez când duc la sac. Și eu arunc acolo în vârful dealului și dau o notă de prost. Te-am găsit soluția de unde sunt bidoane. Acum scurt. Dacă scurate, ești de la oraș. Dacă îți modare, ești de la țară. Mă gândeam la... Avem mult, dacă l-aș suna pe domnul Coman ăsta care spunea la domnul Aron Crest. Și aș ceri cumva o explicație ce facem cu deșeurile astea care reiese din construcții. Avem explicația. Deci, dacă noi avem o groapă sau un loc unde s-au depozitat... Nu, deci trebuie să le depozităm undeva și odată pe lună, da, îi anunțăm și ei vin și le ridică. Da, și asta unde? Măcar un singur loc în comun, măcar, unde? Da, un singur. Să-l țin o gradă un an de zile, nu cred că e. Dar cine aduce molos? Sunt, am văzut că sunt. Vesturi, deci au polistiren, gips, cartoane, internite, era acolo, am văzut unde... Spunem noi la loterie și sus la pădure. Bucăți de internit, de rupte, aia, cartoane, n-ai ce să faci, nu putrezezi. Deci, deșeuri din construcții, categorie. Alea ar trebui să... Cred că și acolo am putea să le depozităm, să vii o dată pe an. Chiar acolo, pe platoul la drept. Sunt că scoate acolo, când ai prins pe unul, că duci în un părâu sau... Lumea acolo le duci. Dar nu se formă un groapă de gunoi. Deci, asta se formă de deșeuri. Din construcții, să depozitează acolo vinii respectiv când o sunăm noi, poate. Dacă e o dată pe an, o dată pe an, asta este. Nu? Mai ales după august sau după când majoritatea oamenilor lucrează în iunie, iulie, august, eu, în vară. Putem să declarăm ședința închisă? Înainte de a încheia ședința, vreau împreună să urăm sărbătoriților din luna iulie, care nu sunt puțini. Pentru că ședința probabil va avea loc tot la sfârșitul lunii. Ne amintim de anul trecut, eveniment, frumosul eveniment, că noi am crezut că anul ăsta nu o să ne mai întâlnim în acest format, în luna iulie. Faptul că alegerile nu au mai avut loc, uitați că niciodată nu pot să, nu trebuie să spunem niciodată, nu? Acum nu se știe cât o să mai fim împreună în acest... O să până în 2021, iunie. Alegerile s-au fixat, s-au aprobat în 7 septembrie. Probabil vom mai face o ședință, două împreună. Sărbătoriți din luna iulie să fie sănătoși, la mulți ani. Majoritatea vor fi candidați în alegeri, baftă, succes și multă sănătate și minte limpede. Mulțumim frumos! Să fim cu minte. Mulțumim. Da. Mulțumim. Puteam să declaram ședința închisă. Virtual, pe net.